prezent, 18 copii cu vârstele cuprinse între 5 și 16 ani se află în custodia Centrului de Plasament Temporar al Minorilor din Chișinău. Majoritatea din ei au fugit de acasă pentru că au fost maltratați sau abandonați de părinți. Mama mea e la Peter. Tată? Tată ne-a spărțit dânsul. Când vin, de ce mă bătaie la tată? Cu curăua și cu vargă, cu mine și mama. Eu vreau să locuiesc că... Nu vreau să stau nici lângă părinții, vreau să stau la casă de copii. Vreau ca mama să duc să lucreze, dacă tot zic, nu vreau să vorbesc. Cristi este din Goianul Nou, a fugit de acasă și a venit la Chișinău singur, spune el. A fost reținut de poliție într-un club de internet. De la complu, poliția și m-a luat. De ce te-a luat poliția? Nu știu, deși eu încerc voi la mamică să mă duc la... Compări, ești la Chișinău. El spune că a plătit din banii proprii pentru serviciile de internet. Eu am plătit. Din ce bani? Din banii mei, 7 lei și 10. 7 lei costă un ceas. Dar tu de unde aveai 7 lei? Am fost la Cric, v-am dat niște medii. Potrivit psihologului centrului de plasament, circa 60% din copiii străzii riscă să ajungă delincvenți. Și atunci când copilul merge acasă și spune, mami vreau înghețat și mama nu este în stare să o cumpere, dar vecinul îi spune, hai cu mine și o să avem mai mult decât o înghețat, atunci evident grupul de semine are o influență majoră. Părintele bisericii spune că și copiii străzii vor să fie aproape de Dumnezeu. Mai mult ca atât, chiar ei au contribuit la edificarea bisericii centrului de plasament. Copiii au participat, au săpat, au tincuit, au cărat copiii, nu numai eu am venit ca preot. Biserica Centrului de Plasament Temporar al Minorilor a fost inaugurată acum jumătate de an cu eforturile comune ale instituției, Ministerului Afacerilor Interne și ale Mitropoliei Moldovei. Protectoarea locașului este Maica Domnului.